Arheologi și istorici din România, Bulgaria, Franța și Marea Britanie s-au reunit zilele acestea la Constanța, cu ocazia celei de-a 49-a ediții a sesiunii științifice internaționale Pontica, istorie și arheologie în spațiul vest Pontic. Este un eveniment cu care ne mândrim pentru că este greu. De-a lungul sunt practic două generații, de-a lungul a două generații, cercetătorii de aici au reușit să țină steagul sus și să organizeze un astfel de eveniment științific. Potrivit celor prezenți, sesiunea științifică are ca scop valorificarea descoperirilor arheologice. La această întâlnire vor fi prezentate lucrări științifice despre arheologie și descoperirile din Dobrogea. Pasionații și nu numai vin la muzeu frecvent pentru a participa la manifestările desfășurate în cadrul acestuia. E interesant. Se prezintă comunicările pe diferite secțiuni, începând de la preistorie până la istorie modernă. Acest simpozion anual, Pontica, este un prilej extraordinar, în primul rând să vedem acești minunați oameni care sunt arheologii, cercetători la urma urmei, în carne și oase, să spunem așa. Comunicările științifice Pontica se vor desfășura și anul acesta pe 5 secțiuni: preistorie, arheologie greco-romană, numismatică, istorie medievală și istorie modernă contemporană. Publicul constanțean este invitat în perioada 6-8 octombrie la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru a lua parte la sesiunea științifică internațională Pontica 2016.